Sâmbătă, pe stadionul orășenesc din Mioveni, galben-verzii au susținut ultimele meciuri amicale de dinaintea debutului noului sezon fotbalistic. În primul meci al zilei, echipa gazdă a învins cu 2-1 pe recent retrogradata în Liga a doua Astra Giurgiu. A doua partidă a zilei s-a disputat contra CSM Slatina, adversar pe care CSM Mioveni îl mai învinsese odată la începutul săptămânii cu 3-2. Și de data aceasta, argeșenii au marcat 3 goluri, dar nu au mai primit niciunul. Și acum reușitele au venit după pauză și au aparținut lui Rusu, care a marcat de 2 ori, mai întâi cu o finalizare din interiorul careului, după o centrare a lui Oancea de pe dreapta, iar cel de-al doilea după ce a scăpat singur cu portarul. Al treilea gol i-a aparținut lui Andrei Cristea, care a marcat dintr-un penalti pe finalul partidei. Tehnicianul Alexandru Pelici a început meciul cu nou veniții Balaur și Dumitriu, iar pe parcurs i-a mai folosit și pe Cristea, Tucaliuc și Scarlatache, dar l-a testat și pe Buziuc.